Este a doua oară în istoria clubului nostru când avem un moment de teatru. Anul trecut am avut un moment de teatru cu Anca Constantin. De fapt era un one-man show, era niște fragmente din piesele pe care a scris ea. De data aceasta este o piesă, un fragment de piesă, sau nu știu cum, o scriere, mai bine zis, cum zice Croco, pe care îl interpretează doi tineri actori. Fiind tineri, iată, sunt și mamele și taților aici, doamna, mama cântăreție este aici, probabil că și părinții actorilor sunt aici, nu? Oarecum. Sunt permanent aici, sigur, da. Cum se numește piesa? Tangoul. De ce sunt obosit de timpul meu? Stăteam și îmi ridicam privirea în pământia strălucitoare a colțului clădirii, urcând spre înaltul cerului, aproape senin, brăzdat aici colo, cu mici bulgări de nori. Este prea devreme să intru în clădire și să urc cu liftul expres cele 104 etaje, până în imensa sală în care se află biroul meu. Caut în buzunar și găsesc fisa crestată, aurie, și o arunc cu îndemânare, căpătată în ani, direct în fanta automatului de cafea. Aparatul hârâie, sâsâie și, în final, în paharul de plastic se scurge aburind licoare. Cafeaua mea de dimineață, neagră și amară. Așa îmi place, eventual, dar numai în pubul Iuri sau acasă, cu puțin sirop de mentă. Dar e bună și așa, neagră și amară. Scot paharul automat și cafeaua aburește. Sorb din ea cu un nesaț și merg în părculețul din fața clădirii, așezându-mă pe banca ce se obișnuise deja cu mine. Era locul și banca mea. Așa credeam, pentru că la acea oră nu o ocupa de obicei nimeni. Stăteam și priveam în gol, aproape ațipit și negândindu-mă la nimic. Sunt obosit de timpul cules de nimic. Coborând brusc din înaltul cerului și se așeză iar lângă mine. Acolo, chiar e frumos. Eu am văzut,
L-am văzut doar în albumele foto și îl știu din tot din poveștile altora. Și tot îl iubesc. Dar nu cred că o să ajung niciodată acolo, nu permite bugetul. Nu se știe niciodată. Să visez nu este interzis. Eu am avut atâtea oportunități să ajung acolo. Am și fost. Dar am vrut să iubesc atât și să-l văd. Și nu-l iubesc. Deci am auzit prin Zoom Zetan și am să zice la o masă unde stăteau de portătări îndrăgostiți. Nu ai de unde să știi. Spune eu. Spune așa. Noi femeile, fără unul din voi, nu am mai fi femei. Fiecare femeie este definită de un bărbat. Bărbatul care a fost un sens să fie femeie. Femeie. Și de ce ai ținut minte asta? Știu, sim. Pentru că am notat într-o foiță a sufletului meu. Da, e bine să visezi. Dar să vezi Parisul doar dacă iubești. Doar dacă iubești? Poți să te îndrăgostești de el, de Paris, sau de miticul, legendarul vostru Paris. Trebuie să nu contează! Știi? Prietenii sunt o adevărată mină de aur. Trebuie să ai grijă de ei, trebuie să ai multă atenție, să ai mai multă atenție. Știi, la metrou se cântă cea mai bună muzică. Acolo găsești artiști adevărați, dar noi. La metrou? Dare! Presupun că e și privicheți. A, vezi? Deci un singur cuvânt și a apărut speranța unei economii. Da, am fost la școală să învățăm cuvinte. Da, am crescut ca să știm cui să le dăruim. Ca și muzică. Oriunde este cântată, o dăruie celui care ți-e drag în suflet. Altfel, ce rost ar mai avea? Problema nu e a dăruit omul. El își cunoaște suflet. Să nu te oprești niciodată de a dăruit. Asta îți face bine. Asta știu, dar ce nu știu este de ce. Mă determină pe întrebare. Ce-ai înțeles? Da, până într-un final am înțeles. Diamantele nu pot fi apreciate decât dacă le scoți la lumină. Altfel, nu vor fi apreciate niciodată. Da, dar adevărata lor apreciere asupra lor nu vine din partea cumpărătorului, ci din partea șlefuitorului. Pentru că el devine creatorul operei sale. Numai el știe câte fațete are și fiecare fațetă are câte o vibrație, câte o strălucire care devine unicat. Este iubire pură, dăruită celui ce va purta. Să ne bucurăm de ceea ce dăruim, pentru că este creația sufletului nostru. Cei ce primesc, doar pot primi. Iubirea este arhitectura universului. Să construim, dacă avem vincent. Și cu demolatorii ce faci? Demolatorii? Îi ții sub observații și le limitezi mișcările. Un tango perfect rezolvă problema, dacă știi să-l dansezi. Și totuși, se oprește muzica. Și dacă nu ești acolo să... Moment. Revezi pașii și încerci să-i dansezi când ai ocazia. Și ajungi să stai în mijlocul. Șoselei așteptând ocazia. Câteodată! Alte ori vine de unde nu te aștepți, când nu te aștepți. Asta în cazul fericit. Așa are născut și Felix. Din iubire. Dar și ce crezi se repetă? Pentru uneori, doar pentru momente scurte. Felix, iubire. Cenușă. Și din nou, crearea prezenței din iubire. Da, e adevărat, se repetă, dar asta e numai pentru artiști adevărați. Pentru ceilalți nu e niciodată nimic. Dar iar unii găsesc acea întregire a sufletului care nu-i mai părăsește niciodată. Să înțeleg că, de fapt, asta e speranța? Da, iar căutarea merită să aștepți? Așteptarea, dacă durează prea mult, nu și dacă tipul ăla exersezi acel tango și nu renunți la vise. Vise. Albumele noastre suflete sunt pline de vise. Răscoite doar pe exersăm. Vei deveni sigur că te exersi. Aștept și dorești. Să fii pregătit eu, poate... Poate... Pregătirea îndoi este mai... potrivită, eficientă decât... Perfecționismul de bine. Da. Scuză,
scuză-mă că te întrerup. Dar am uitat de ce am venit. Ne-am luat cu vorba și am uitat. Trebuie să te pregătesc. În scurt timp ești așteptat sus. Ne vom întâlni data viitoare pe terenul meu. Acolo te voi aștepta eu și vom continua tangoul. A fost întotdeauna o plăcere să Perseveranță! Un gândă bun, își deschise aripile albe, ca și bulgării noroși ai cerului, și țâșnind spre altul neștiu de mine. Deci asta a fost tot ce aveam de făcut aici? Nu-i nimic. Voi continua. Acolo. Și totuși, chiar sunt obosit de timpul cules de mine. Mulțumim foarte mult, o să rog să se prezinte pe cei doi tineri viitori actori. Le mulțumesc foarte mult pentru ceea ce au făcut. Este un debut. Perseverați! Mă numesc Pasculiana, Elezea Andrei Cână și... La mai mare! La mai mare, încercați! Multă supărare, perseverați! Perseverați! Tinere, prin emoții ajungi mai sus! Corect. Timpul e de partea dumneavoastră. Perseverați. Noi avem toți în viață. La mai mare. Oricum, astă seară v-a văzut actrița Cristina Bleșe, este aici de față, așa că mai aveți o șansă.